Peste 20 de tineri din comuna Doljana-Brasta, dintre care mai mulți au părinții plecați la muncă în străinătate, au învățat să își dedice timpul pentru a-i ajuta pe cei mai mici și mai neajutorați dintre ei. În luna august 2013, ei s-au constituit într-o asociație care își propune să sprijine în special copiii. O asociație despre care numele spune totul, Egali cu voi. Despre beneficiarii ajutorului oferit de ei ne-a vorbit chiar una dintre fondatoarele asociației. E vorba de copii cu dizabilități și copii din medii defavorizate. Primul proiect despre care vorbim acum este un proiect pentru copiii care au părinți plecați în străinătate. Am considerat că în momentul de față, în societatea noastră, asta este o foarte mare problemă. Foarte mulți copii se confruntă cu problema asta și am încercat să venim în sprijinul lor pentru a încerca să-i activăm cumva, să nu se piardă, da, exact. În ce constă mai exact proiectul acesta? Proiectul, pe lângă o activitate de workshop, ce conține activitate de pictură pe pânză, a mai conținut și întâlniri, noi ne întâlnim săptămânal, copiii discută, se joacă, le oferim activități de timp liber, activități care se fac să se simtă bine, să se simtă copii până la urmă. Am stat de vorbă și cu unii dintre cei mai tineri membri ai asociației. Mă numesc Ale Cătălin Andrei, am 15 ani și am vrut să fac asta pentru că învăț lucruri noi și vreau să ajut și comuna mea. Ce crezi tu că e cel mai important pentru acești copii pe care voi ajutați? Păi important să-i ajutăm și pe ei, că na, fiecare are lipsurile lui și nevoile personale. Numele meu este Zidaru Cătălina Mihaela, am 14 ani și am ales să fac parte din voluntariat pentru că îmi place, vreau să ajut copiii care au probleme. Părinții tăi ce spun de acțiunea de voluntariat pe care o faci? Ei sunt de acord, le place că pot să ajut și alți copii. Se bucură că fac parte din acest proiect. Unul dintre foștii profesori ai acestor voluntari ne-a spus că tinerii își coordonează activitatea singuri, dar că întâmpină și dificultăți cu părinții copiilor. În momentul acesta au ajuns la un nivel în care deja dintre ei sunt coordonatori de activitate. Eu decât stau în spatele lor și le mai sugerez anumite lucruri de detaliu. Dar munca în sine și o fac singuri, coordonați ei de ei. Ce mă puteți spune în încheiere despre copiii pe care ei ajută? Copii care au nevoie de sprijin, nu știu cât vor reuși să schimbe mentalitatea părinților. Fără ajutorul comunității și în primul rând al familiei, nu știu dacă vom reuși mare lucru, dar este un început să-și dea seama că se pot face și alte lucruri de către ei. Măcar să fie un imbol pentru părinți și comunitate. Directorul școlii din Brasta s-a declarat și el impresionat de activitatea adolescenților voluntari care nu doar că își dedică timpul liber unui scop nobil, dar aduc și bani din propriul buzunar pentru cei nevoiași. Au strâns tot felul de chiar și alimente și haine și au ajutat copiii care aveau nevoie și care au fost identificați și cu ajutorul nostru și al organizației Urvision. Ei vin în fiecare sâmbătă și desfășoară activității în școală, pe banii lor, în ceea ce privește transportul, timpul liber al lor, dar au satisfacția faptului că acești copii vin din plăcere, vin din ce în ce mai mulți, nu avem noi spațiu așa de mare încât să mărim acest club. Într-un bec al școlii pus la dispoziție de director, tinerii au început să amenajeze un fel de centru multifuncțional modest, viitorul lor sediu, unde vor avea rafturi pentru expoziție. La construirea lui a contribuit World Vision, școala, dar și comunitatea cu cât a putut. 2-3 mâini de gips, câteva mistrii, dar mai ales manopera.